Dar totodată am și zile bune. Am și zile bune, mă. Doar că s-au adunat 4 ani de când m-am despărțit de fosta și cam de atunci totul s-a dus pe pulă. Și nu dau vina pe ea. Că-i vina mea. Că de ce am stat lângă o astfel de femeie? Asta e o altă poveste care e arsă, e terminată. Nu, și cam de 4 ani rătăcesc. Am ajuns chiar să nu mai îmi fac prieteni. Am fost 2 ani în Madrid. Eram singur, frate, și m-am simțit mult mai bine decât aici în Anglia, în care am cunoscut oameni. Deci clar trebuie să nu mai cunosc oameni. Pentru că oamenii sunt răi. Sunt prea răi, sunt foarte răi și mulți îți fac rău și nici nu-și dau seama. Dar și ăla-i tot un rău. Eu sunt înțelegător dacă ești tânăr, dar dacă ai trecut de 25 de ani și încă o mai arzi ca un puștan, ca un copchil, ca o zdreanță, dă-vă timpul la mea, păi nu învățăm nimic în viața asta, frate, că toți greșim. Paicule, mai ales tu, ai greșit, uai cât ai greșit, dar jur că am învățat. Am învățat din tot ce am greșit și din toate greșelile pe care le-am făcut, nimic nu voi mai face. Dar îmi fac alții. Își dau alții silința ca să îmi facă rău. Dar nu mă las, deși am zile proaste, nu mă las, frate. Nu mă las, știu că într-o zi o să ajung cineva. Cineva la modul în care mă mulțumește pe mine. Nu trebuie să știe nimeni de mine. Sau să știe. Dar atâta timp cât pot educa, pot învăța, pot sfătui. Dar hai să profităm de această zi. Aici mă voi opri. Deci au trecut 2 săptămâni, după cum spuneam, cu zile bune și rele. La fel ca acum 2 săptămâni. Și la fel ca... Hapa, numai o păsărică gânganie. Ca și acum 2 săptămâni. Deci sunt pe ce, sunt la fel. Doar că acum monitorizez și aflu mai multe. La 4 zile 5 bune am o zi proastă, după iară la 4-5 zile am iar o zi proastă și s-ar putea, câteodată sunt și să am 2-3 zile consecutive proaste. Și e ciudat că nu-l pot controla, nu mă pot controla. Adică exteriorul nu e vizibil, dar în interior e haos. Eu zic că trebuie să mă bronzez. Eu zic că sunt bine. Sunt sănătos. Am un frate și o mamă. Și sunt singurii care contează. Am și câțiva prieteni pe care i-am făcut prin Spania, dar unul e până în Londra, unul e până în Durango, unul e până în Barcelona. Sunt mai mulți prin Barcelona. Și aici în Anglia am 3. 3 băieți sau 4 cu care vorbesc mai mult. Cu unul locuiesc, cu 2 locuiesc aproape de mine și încă unul mă văd mai des la muncă. Încă 2 la muncă. Deci sunt vreo 5 sau 6 băieți. Și le mulțumesc că datorită lor mai am cu cine vorbi, zâmbi. Ce cer frumos, frate. Să vedem. Acum să vedem peste 2 săptămâni, Spike-ule, cum o să te prezinți. Până acum ai zile bune, ai zile rele. Dar o să trag, frate, o să trag. Dar încă nu. Pana mea, o nu-mi găsesc un echilibru, nu pot fi focusat. Munca asta. Cred că trebuie să o schimb. Și cu siguranță o să o schimb. Dar din august. Nu o să mai stau la aia cu care lucrez acum.
Pentru că deja ne-am întins prea mult și deja ne facem rău ei mai mult mie. Bine că nu îmi fac rău, îmi iau bani. Mă piși pe ei bani, dar e totul rău pentru că banii aia îți fac un bine. Banii ce fac bine, futu-ți banul mătii, banul ochiul dracului, pișama și pe ei bani. Și pe ei oameni, frate, din păcate. Din păcate, Doamne, cât iubesc omul și cât de mult îmi place să văd oameni și să-i văd zâmbind. De-ar fi oameni buni cu toții, de-ar fi oameni buni cu toții. Ok, hai să ne bronzăm. Să vedem, deci, fără deci, ești bine. Ai o mamă și un tată. De ce am zis tată? O mamă și un frate. Și pace pentru taică-mă care a murit acum 2 ani. Deși nu am avut o relație bună cu el, mai spre zero, el m-a făcut. Am fost în penis la el. Să ne vedem cu bine peste 2 săptămâni. Pace și dragoste. Mă înclin.